Când simți că ești urmărit de ghinion și că mereu ai parte doar de supărări, de pierderi, de pagube sau că banii nu se adună și nici cu sănătatea nu o duci prea bine, atunci cu siguranță este semnul că ai nevoie de ajutor divin. Rostește cea mai puternică rugăciune pentru ajutor imediat și vei vedea rezultatele. Când simți că ești urmărit de ghinion și că mereu ai parte doar de supărări, de pierderi, de pagubă sau că banii nu se adună și nici cu sănătatea nu o duci prea bine, atunci cu siguranță este semnul că ai nevoie de ajutor divin. Rostește cea mai puternică rugăciune pentru ajutor imediat și vei vedea rezultatele imediate. Tot ce ai de făcut este să rostești o rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Efrem, cel care este capabil să te ajute imediat și să îți facă viața mai ușoară. Sfinte Mare Mucenic Efrem, ascultă rugăciunea mea a păcătosului și vin în ajutorul meu. Am aflat de minunile tale, am aflat de darurile pe care le-ai primit de la Dumnezeu pentru jertfelnicia ta. Și, văzând cum atâta mulțime de oameni a fost ajutată de tine, îndrăznesc să nădăjduiesc și eu, știind că nu vei trece cu vederea cererea mea. De nenumărate ori te-ai arătat în vedenii și vise, spunând celor credincioși că vor primi cele cerute în rugăciune. Eu nu sunt vrednic de o astfel de mângâiere, pentru că păcatele mele sunt multe și credința mea este puțină, dar cred că iubirea ta covârșește răutățile mele și nădăjduiesc prin mijlocirea ta să pun început bun mântuirii mele. Roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, Sfinte, să caut cele de folos mântuirii. Trupul meu este să-l bănogi de păcate și sufletul meu este moleșit din pricina patimilor. Iubitor de păcate sunt și la faptele cele bune mă lenevesc. Cere lui Dumnezeu să-mi sporească credința, să îmi înmoaie inima cea învârtoșată, să-mi dăruiască smerenie, răbdare și râvnă în războiul duhovnicesc. Sfinte Efrem, învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rapt și să iert. Relatează A1.ro.